Telogitele sunt niște celule care au niște prelungiri foarte mari și aceste prelungiri sunt numite telopode. O celulă cu telopode este un telocit. Dacă o celulă nu are telopode, nu este telocit. Telocitele reprezintă celula speranței. Speranța e în vindecarea anumitor boli care sunt incurabile în acest moment și care omoară foarte mulți oameni. Principala cauză de mortalitate contemporană este o situație care poartă numele în medicină de infarct miocardic, adică se astupă un vas de sânge în inimă, astupându-se un vas de sânge, zona respectivă din inimă nu mai primește oxigen. Dacă nu mai primește oxigen, moare. Dacă a murit, este o dramă. Problema este cum poate fi reparată această dramă locală din peretele inimii. Speranța de până acum este prin folosirea celulelor stem. Folosirea celulelor stem în încercarea de reparare a peretelui inimii ca urmare a infarctului miocardic este deocamdată în stadiu de optimism perpetu. Ca să spun așa, nu sunt niște rezultate foarte convingătoare, deși există deja statistici foarte largi în lume. Noi nutrim speranța puternică și anume faptul că folosind alături de celule stem telocite, deci cum spuneam în tandem sau în duo, aceste celule vor reuși să facă celulele stem o orientare temporospațială în peretele inimii a celulelor stem care să fie de natură să restaureze acest perete. Nu este suficient să am materialele pentru restaurarea unei clădiri. Am nevoie și de specialiștii care să îmi refacă clădirea respectivă, având la dispoziție materialele. Aceste cercetări se desfășoară în perioada actuală în Institutul Victor Babeș, unde punem în culturi de celule, în contact celule stem cu telocite și așteptăm un răspuns pozitiv de la faptul că telocitele vor reuși o ghidare temporospațială dacă sunt introduse împreună cu celulele stem în diverse organe. Ce s-a întâmplat în China la Salonul Internațional? Aș putea să vă spun ce s-a întâmplat. Știu că suntem pe cale să stabilim mai multe formule de cooperare cu partea chineză, în sensul de diferite grupuri din diverse spitale sau universități sau școli de medicină din China, că unele sunt, ele mai toate sunt puse pe tapet de partea chineză, sunt mai multe asemenea propuneri, dar din partea română se pare că nu există deschiderea necesară pentru a finaliza aceste cooperări. Care sunt sursele dumneavoastră de finanțare în acest moment? Sursele de finanțare sunt foarte simplu de exprimat, sunt autofinanțare. Prin competiții deschise tuturor care pot să participe, la toate institutele de cercetare din România, universități, laboratoare, etc., se anunță proiecte, fie românești, fie internaționale. Și Institutul Victor Babeș, la competiție, a câștigat finanțarea unor proiecte, nu a tuturor, nimeni, niciunul nu reușește niciodată. Descoperirea telocitelor este o chestiune întâmplătoare, este ceea ce se cheamă serendipitate, o descoperire întâmplătoare, dar ca urmare a unei persistențe nemărginite în a căuta nou și nu a fost obiectul niciunui proiect până în acest moment. Tare mi-e teamă că dacă formulăm un proiect cu dezvoltarea cercetărilor despre telocite, nu va câștiga, va fi respins. Așa cum se prezintă situația în momentul acesta, e puțin probabil că vom avea sprijinul financiar necesar, cred că trebuie să-l căutăm în alte părți. Nu mi-e foarte clar ce impune legislația românească, dar probabil că există niște căi care ar putea fi folosite. Avem foarte multe proiecte pe rol, dintre care 4 proiecte cu finanțare europeană. Astfel am reușit să dotăm laboratorul cu aparatură de ultimă oră în domeniul proteomicii.
în valoare de aproximativ 500.000 de euro. Putem enumera spectrometria de masă, SELDITOF, X-MEPAREI Technology, Luminex 200, electroforeza bidimensională și vom achiziționa în continuare DAIGE în acest domeniu. Avem Western Blot, avem o platformă de detecție multimod. În ultimul timp ne-am ocupat și de demonstrarea rolului funcției telocitelor. Și cu ajutorul SELDITOF și al X-MEPAREI Luminex 200 am reușit să identificăm funcția lor de secreție a unor factori de creștere sau interleuchine care sunt deosebit de utile în ajutorarea telocitelor de a susține celulele STEM în funcția lor de regenerare a diverselor organe. Mobilierul pe care îl observați chiar și în laboratorul de lucru cu această construcție centrală este un mobilier de la începuturile laboratorului și deci ale Institutului, laboratorul fiind cel mai vechi laborator din Institutul Victor Babeș, institut ce a fost înființat în anul 1887, deci este un institut foarte vechi, cu predilecție spre cercetarea patologică sau spre diagnostic patologic și de asemenea în laboratorul de studiu sau de concepție, cum îi spunem noi, se păstrează mobilier din vremea aceea, o balanță din vremurile mai de început și chiar sunt documente care susțin că pupitru la care însuși Victor Babeș examina lamele la microscop.